Severus Militaru s-a internat la sfârșitul săptămânii trecute la spitalul din Târgu Jiu. Starea de sănătate i s-a agravat, iar medicii au solicitat transferul către o unitate medicală de specialitate din București. A fost solicitat pentru un bărbat în vârstă de 46 de ani cu afecțiuni foarte grave respiratorii. După câte am înțeles, el a fost internat în spitalul județean Târgu Jiu și au devenit destul de agravante, ceea ce a necesitat caz de extremă urgență, venind de elicopterul pentru alt transport la București. Și în această dimineață, un elicopter Smurd a preluat un nou născut de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Bebelușul, care s-a născut cu mai multe malformații, a fost transportat la o clinică din Timișoara.